ultimii ani ne confruntăm cu o creștere semnificativă a cazurilor de diabet zaharat, în special de diabet zaharat de tip 2. Acesta apare printre altele și ca o consecință a unui stil de viață nesănătos legat de sedentarism și alimentație nesănătoasă. De ce trebuie să ne sperie acest diagnostic de diabet zaharat? Pentru că, sigur, cei care au această boală știu că glicemiile nu dor decât la un moment dat. Diabetul zaharat trebuie să ne sperie pentru că dă complicații și dă complicații vasculare. Aceste complicații vasculare înseamnă că afectează vasele de sânge la nivel microvascular sau macrovascular. Diabetul zaharat poate duce la apariția retinopatiei diabetice, care poate evolua până la pierderea totală a vederii, poate cauza boli cardiovasculare, infarct, accidente vasculare cerebrale, arteriopatie a membrelor inferioare, care poate să ducă până la amputații. De asemenea, diabetul zaharat este o cauză importantă a insuficienței renale cronice. Aceste complicații apar în cazul în care diabetul zaharat nu este controlat. Dacă pacientul de la bun început este diagnosticat la timp și urmează un tratament adecvat și își controlează concentrația serică a glicemiei și are un diabet bine echilibrat, riscul de a dezvolta complicații este mult mai redus. Deci este important ca pacienții cu diabet zaharat să se adreseze medicului și să urmeze recomandările acestuia. Diabetul zaharat de tip 2 poate evolua o perioadă de timp silențios, în sensul că poate să nu aibă, să nu dea semne, simptome, și atunci este important ca persoanele să efectueze măcar o dată pe an un set complet de analize care să includă și dozarea glicemiei, iar dacă valoarea glicemiei este peste 100 de miligrame la decilitru, să se investigeze suplimentar pentru a vedea dacă nu există o tulburare de metabolism care poate să ducă la un diabet zaharat.